Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată că încercăm un pic să ne detașăm de politică în măsura în care se poate, după ce timp de o lună am tot făcut campanie electorală și am discutat despre problemele comunităților în prag de alegeri locale. Au trecut alegerile, iată că au năvălit peste noi alte și alte probleme deosebit de importante, așa cum sunt cele din sistemul de sănătate publică, un sistem foarte greu încercat de la scandalul Hexifarma. Probleme sunt însă nu doar la nivelul sistemului de sănătate, ca să-i spunem așa, cel din spitale și ambulatorii, ci iată că intervin foarte multe probleme și în sistemul de sănătate publică primar, sistemul primar, cum îi spunem noi, acel al medicinii de familie, unde s-au acumulat o serie de tensiuni și probleme legate de subfinanțarea sistemului și de faptul că nici guvernul politic, dar nici cel tehnocrat n-au ținut seama de semnalele trase de medicii de familie aflați în pragul falimentului. Pentru a discuta toate aceste probleme, am invitat-o astăzi în platoul emisiunii noastre pe doamna doctor Angela Bica, vicepreședinta a Patronatului Medicilor de Familie. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Doamna doctor, așa cum spuneam, în ultima vreme aproape că lumea n-a avut timp să se mai gândească și la sistemul de sănătate publică. Prioritar alte probleme. Sistemul de sănătate este un sistem care este bolnav de la un capăt la celălalt. Vă referiți de la medicina primară până la medicina de spital. Toată lumea care a venit la conducerea Ministerului Sănătății și a Casei de Sănătate în ultimii 26 de ani au tot încercat să reformeze sistemul de sănătate. Iar tot nereformat a rămas. Cei 35 de miniștri care au fost, fiecare tot a încercat să facă ceva și vă dați seama, începând din atâtea locuri și n-a ieșit nimic. Referitor la medicina primară, se știe că un sistem de medicină de familie bine dezvoltat și bine ancorat poate să aducă mari beneficii întregului sistem, pentru că în sistemul de medicină de primară și la noi în țară deja 70% din serviciile medicale acordate populației se realizează la acest nivel. Dar primește ca și finanțare numai 3,5-4%. Din fondul de sănătate, din fondul Casei Naționale. Ori cu atâta valoare. Dar unde se duc restul? La spitale, la laboratoare, la medicamente, la tot soiul de servicii medicale, îngrijiri la domiciliu, tot ce este activitate medicală. La spitale, de exemplu, se duc 40% din fondul de sănătate, ceea ce este foarte mult. Bun, relativ mult, pentru că dacă ținem cont, aici iau și acele programe naționale. Programele naționale sunt finanțate din fondul venit de la Ministerul Sănătății. Deci, bugetul Ministerului Sănătății pentru sănătate este format din 0,87% din PIB, fondul Ministerului Sănătății, și 3,4% din PIB, contribuția cetățenilor care există la Casa Națională de Sănătate. Din banii Ministerului Sănătății se finanțează programele de sănătate și ce mai au pe acolo.
Deci este foarte puțin statul, foarte puțin bani alocă pentru sănătate. Majoritatea banilor provin de la cetățeni, de la contribuțiile fiecăruia. Dar haideți să ținem cont încă de o realitate, că modelul acesta din sistemul de sănătate publică românesc este ca și celălalt, un model copiat din Occident, dar se pare dar cel mai fericit. Nu că nu e... niciun sistem de sănătate din Europa chiar din America nu-i perfect. Nu-i perfect, dar s-a copiat, nu știu cum, numai jumătate. Și s-a adaptat la cerințele românești, astfel încât o ieșit... S-a copiat numai jumătate și s-a copiat în partea aceea care merge spre solidaritate. Și adică restul nu. Dar sunt pacienți cărora li se reține, sunt salariați cărora li se reține din salariu, oricum au nevoie sau nevoie și iată că n-au operat în viața lor măcar la o măseasă. Este o problemă pentru că în sistemul, în legea asigurărilor de sănătate, spune așa, sunt scutite de la plată anumite categorii de persoane. Copii, șomeri, veterani, ajutor social. Dar pentru ajutor social plătește guvernul. Legea 416. Da, dar nu tu pentru toate categoriile plătește. Plătește numai în lege scrie. Șomeri în plată. Șomeri în plată. Deci nu scrie în lege că trebuie să plătească, dar nu plătește nimeni niciun leu pentru aceste categorii. Plus, fiecare asigurat mai are 2, 3, poate să ia în... Deci, dacă este salariat, poate să ia 3 persoane în întreținere. Ca și cu asigurat. Ca și cu asigurat. Deci, ori în... De regulă, sunt foarte multe cazuri lăsate cu asigurat. Păi, în județul Neamț, din cele 450.000 de persoane, de cetățeni ai județului, numai 120.000 sunt asigurați. Restul sunt coasigurați pentru care plătește numai în scriptic, pe lege. În rest, ca și bani fizic, nu dă nimeni niciun leu acolo. Bun, știu că de-a lungul timpului, dumneavoastră medicii, ați protestat asupra faptului că chiar și puținul acesta care se adună de la populație, 3,4% care se adună la populație, se duc într-un coș comun la dispoziția Ministerului de Finanțe. De Finanțe, ceea ce nu prea corect, că să-i bani privat. Da, dar așa au considerat că face parte din bugetul consolidat al statului și a fost o perioadă la început când o funcționa legea, vreo 3-4 ani în care era buget separat. Era mai bine sau mai rău? Din punctul nostru de vedere, la început legea a funcționat corect și se ajunsese la un moment dat, era președinte la Casa Națională, domnul profesor Ciocâlteu, și se ajunsese că medicina primară să aibă 9% din fondul de sănătate, iar în anii următori o creștere până la 14-15%. Deci dumnealui a încercat să facă, să urmeze legea așa cum este în Occident, în care medicina primară să aibă până la 15-16%, peste tot este așa, din fondul de sănătate, cât este acel fond. Și la noi, în anul următor, după ce nu a mai fost domnul profesor, a trecut imediat, că atunci ni s-au micșorat veniturile la jumătate, la 4,5%. Vă referiți la veniturile sistemul de sănătate în general, în general sau a medicinii primare? Nu, a medicinii primare. Pentru că a zis că la medicina primară sunt prea mulți bani și au redirecționat fondurile către spitale. Spitalele în acea perioadă aveau foarte multe arierate și tot... Aflându-se în coordonare directă a Ministerului, cu da, toate dezavantajele. Da, și tot le achita datoriile la anul, iar făci... Așa cum se întâmplă la Piatra Neamț, unde e o gaură fără fund acolo. Da, și în general spitalele sunt găuri fără fund pentru că serviciile medicale nu sunt achitate la adevărata lor valoare. Și atunci spitalul cheltuiește pentru un pacient
atâția bani, să spunem 100 de lei. Casa îi decontează numai 70 de lei sau 50 de lei. Aici vă contrazic un pic, că cunosc foarte bine realitatea la Spitalul Roman. Spitalul Roman este unul din cazurile Nu la asta mă refer. Cât este cuantificată o consultație? De exemplu, în medicina primară, o consultație este plătită cu 10 lei de către casă. O operație de apendicită e 120 de lei. Ori cheltuiala pentru o operație de apendicită nu cred că este 120 de lei. Mi se pare mult, mi se pare puțin. Puțin. Este puțin. Păi, haideți, dacă ați intrat în această problemă, să atingem și o altă. Chirurgii se plâng că o operație de apendicit, apendicele se scoate tot prin acel orificiu care se face în abdomenul bolnavului, dar o operație de apendicită la secția chirurgiei din Roman nu este la fel punctată ca la altă treabă universitară. Aia e altă treabă. Deci de aici se găsesc acele diferențe în care spitalele intră în faliment. Pentru că la un moment dat, achitându-i se mai puțin decât o cheltuit, și normal, la un moment dat are datorii. Plus, datoriile acestor spitale de urgență vin și pe partea aceasta de centru primire urgență, unde îți vine tot bețivul, tot calicul. Cel puțin scriptic, sunt decontate de la Ministerul Sănătății prin programul de urgență. Ambulanța, smurdu și centrele de primire urgențe. Deci ar trebui să fie bani separat, în afară de fond. Este destul de greu de cuantificat și aici, pentru că îți vine bețivul care i-a dat în cap, s-a bătut cu vecinul și lui, vedeți cum spune, de anul nou, și după aceea spitalul este pus să recupereze el. Și spune că trebuie să dea în judecată pe cetățeanul respectiv să-i recupereze. Procese, mii de procese au. Dar ce să iei de la cetățeanul respectiv când n-are nici sare în solniță? Pe de o parte, iar pe de altă parte sunt foarte mulți dintre aceștia care înfundă pușcăria și din pușcărie n-ar trebui să-ți mai plătească. Vorba de... astea sunt anomaliile care există. Și... doamna doctor, din ceea ce știți dumneavoastră, există un sistem de sănătate aproape de perfecțiune, cel nu se poate Europa. Pentru că cuantificarea necesarului de servicii medicale se poate face numai o previziune. Niciodată n-ai să știi exact că vor fi atâtea accidente, atâtea infarcturi, atâtea... Asta la o medicină de urgență, dar nu, în general se știe că am atâția bolnavi cronici. Ori la noi nici atâta nu se știe. Se tot fac registre naționale de boli, de oncologie, de diabet, de TBC, și niciodată nu se știe câți bolnavi cronici sunt. Și în general se știe, am atâția bolnavi de inimă, voi cheltui pentru fiecare ce pastiluță ia, astfel încât la sfârșitul anului eu pot să fac un cost total. Și spun, pentru la anul aloc cel puțin atât. Ori dacă la noi SIU-IU nu este legat cu baza de date, sistemul informatic integrat al Casei Naționale nu este legat cu baza de date a Ministerului Sănătății, care face strategia pe termen scurt și lung. Ce știe Casa Națională, nu știe Ministerul Sănătății. Ce știe Ministerul Sănătății, nu știe Casa Națională. Este o neinformare generală. Bun. Cu toate acestea, sistemul de medicină românesc merge târâș, grăpiș, merge. Merge, dar merge șchiopătând. Merge șchiopătând. Și care este cenușăreasa din punctul meu de vedere, cenușăreasa sistemului medical? Cenușăreasa este medicina primară, medicina de familie, pentru că în momentul în... Eu ar zice că cea școlară. Aceea este a Ministerului Sănătății. Este bugetată 100% de către Ministerul Sănătății. Nu, acum e trimisă în cârca autorităților publice locale. Nu. Este trimisă în cârca autorităților locale ca și supraveghere a personalului. Pentru că... Care este sub limba lipsești de săvârșire. Fiecare, doi medici școlari în tot Romanul. Fiecare primar trebuie să facă cerere la Direcția de Sănătate Publică și să-i bugeteze personalul. Pentru că
salariile și tot bugetul pentru medicină școlară se face prin transfer de la Ministerul Sănătății, via DSP și primării, pentru că au fost cazuri în care primăriile au plătit direct și li s-au imputat primarilor pentru că n-au accesat de contul, da. Da, pentru că n-au accesat fondurile de la Ministerul Sănătății. Bine, deci sunt câlceli așa. Asta, dar aici este iar o întreagă problemă privind bugetarea. Este un amestec așa, un amalgam. Sunt foarte cu bugetarea medicamentelor și cu bugetarea triajului și cu Că intră în medicină școlară totul ca să deschizi un cabinet. De ani de zile nimeni nu se străduie să asigure plata medicilor pentru acel triaj care se face cel puțin de două ani. Deci spune așa, în medicina școlară se angajează un medic la 2500 de elevi și o asistentă medicală la 800 de elevi. Medici școlari, specialitatea de medicină școlară nu mai există de mult. Medici școlari sunt câțiva care au rămas de pe vremuri. Roman Florescu și Scapun. De mult. Noi am zis că medicii care termină facultatea și nu iau examenul de rezidențiat, să-i angajeze ca medici școlari să facă un curs de o lună de zile, pentru că este o activitate destul de laborioasă și medicina școlară. Nu numai acel triaj, sunt foarte multe lucruri de făcut într-un cabinet de medicină școlară. Trebuie supravegheat copilul începând de la grădiniță până când termină școala sau facultatea. Acel examen se face anual. Deci, aia 2500 de elevi care sunt repartizați pe un medic, el trebuie să-i vadă în fiecare an pe fiecare, trebuie să întocmească la sfârșitul anului un raport în care să scrie împreună cu dirigintele, profesorul, psihologul, astfel încât la terminarea unui ciclu de învățământ să-i dea o caracterizare elevului, astfel încât părintele să știe ce aptitudini are copilul și în ce direcție de învățământ se poate orienta. Pentru că dacă el nu-l duce mintea, nu-i, din punct de vedere psihic corespunzător, nu-l poți pune la un efort foarte mare, că degeaba e să vrei să-l faci ministru dacă el nu poate face decât o meserie de zidar. Deci trebuie înțeles și acest lucru. O școală fără psiholog, fără medic școlar, nu prea ar trebui să funcționeze. Acum, deficitară este și psihologia, deși după Revoluție s-au mai reglat lucrurile, pentru că înainte Revoluție nu exista psihologie. Nu, că au desființat facultatea de psihologie și s-a reînființat după Revoluție. Dar și iată că se dovedește din ce în ce mai necesară și psihologia școlară. Da. Sunt atâtea cazuri de suicid printre copii. Da, dar sunt foarte mulți copii inadaptați, mulți copii care părinții au plecat. Asta vreau să spun, drama copii de sărăcinării. Copii în care părinții au diverse conflicte. Și acolo este o afectare psihologică a copilului. Și, și atunci toți acești pacienți, că le putem spune pacienți, se adresează tot medicinii primare? Tot la medicul de familie vin. Deci, tot ce nu se rezolvă în altă parte. Faptul că medicul de familie nu se duce și stă în școală este o altă problemă. Dar acești micuți pacienți se prezintă cu părinții la medicul de familie și aici se încearcă rezolvarea acestor probleme. Plus că după Revoluție a dispărut din nomenclatorul acesta al sănătății, sau nu știu dacă a dispărut, dar cel puțin sunt foarte puțini medici pediatri propriu-zis. Deci acum medicul de familie este și medicul, este tot medic pediatru, pentru că vreau să vă spun că am întâlnit situația aceasta recent, am avut nevoie de o adeverință pentru nepoata mea de aptitudine, se prezenta la un concurs, de ceea ce spuneați și dumneavoastră, la un concurs de acesta artistic, la una din televiziunile mari, și a cerut adeverință de la medicul pediatru, dar i-am zis, Doamne iartă-mă, în Roman mai sunt pediatri, doar la secția pediatrie,
pensie doar mai sunt. În general, se dă adeverințe de boli cronice de la medicul de familie. Bun, dar strict pentru problema pentru aceasta, orice, ești ce, apt sau nu ești apt? Orice de, cere părintele, orice îi cere... Face față emoțiilor la un asta concurs. Vă dați seama că ar trebui medicul de familie să fie psiholog, să vadă dacă face față la emoțiile unui concurs. Același lucru se întâmplă cu concursurile sportive, unde copiii... Iar o mare răspundere și trebuie acolo. Să-l vadă un medic sportiv. Și iar nu avem medici. Medici este o doamnă iarăși. Doctor care e pensionară la Piatra Neamț, atât. Alt ei medic. Mi se pare că mai iau și la liceul sportiv. Nu, îi duc pe copii la Piatra Neamț. Nu există medic sportiv în Roman. Și dacă stai să te gândești câte nenorociri s-au întâmplat în ultima vreme și făcut... îți moare copilul pe teren de sport, are o uitați, malformație eu am congenitală. Școala alături și după orele de sport foarte mulți copii vin că obosesc, că nu se simt bine și făcându-le o simplă EKG, un simplu EKG și o ascultație la cord, am descoperit mulți copii cu afecțiuni cardiace. Deci nu poți să spui că el este apt să participe la o activitate sportivă, mai ales o activitate, un concurs. Un cross, un maraton, da, un fără să poți să-l pui la un test de efort. Ori cabinetele de medicină școala, medicină de familie nu au aparatura necesară pentru un test de efort. Bun, și aici rămân tot în acest domeniu în care vi s-au pus în cărca dumneavoastră sarcini, am putea discuta și de acel veșnic scandal care izbucnește la fiecare 1 septembrie legat de triajul epidemiologic al copiilor. Este obligat medicul de familie să facă acest triaj, mai ales în mediul rural, sau este obligat medicul școlar? Medicul școlar. În atribuțiile medicului școlar intră activitatea toată care se desfășoară în curtea școlii. Medicul de familie, ca să poată să intre în curtea școlii, ori face contract cu primăria și să asigure activitate de medicină școlară, ceea ce presupune o prezență de 8 ore în curtea școlii, sau face cerere la doamna directoare să-i aprobe să intre în clasă, pentru că nu are niciun drept să intre în clasă, în școală, exact cum un ziarist dorește să intre într-o unitate. Face cerere și intră în unitatea respectivă. Așa și medicul școlar, medicul de familie, pentru că am avut cazuri în care doamna directoare a reclamat medicul că a venit și a făcut vaccinări la copii. Acum nu se mai fac vaccinări în școală, fiecare părinte vine cu elevul la cabinetul de medicină de familie și îi se face vaccinarea. O să ajungem și la capitolul vaccinări, că aici aveți mari probleme cu aceasta, rămânând totuși la ceea ce vorbeam acum despre acest triaj epidemiologic. De ani de zile țipați, a fost doctorul Filip care chiar a refuzat. Da, pentru că doctorul Filip a avut o problemă. Primăria a fost înțelegătoare și a făcut contract cu domnul doctor, așa cum scrie în lege. Dar domnul primar nu a citit legea până la capăt, că trebuia să facă o adresă la Direcția de Sănătate Publică să-i trimită bani pentru doctor să-l plătească. Și a plătit din banii lui. Și când a venit curtea din conturi, a imputat și doctorului și primarului. Și de atunci, dacă și de atunci domnul doctor model... s-a enervat și a zis că bun. Și cum ați rezolvat dumneavoastră la Ion Creangă? La Ion Creangă am noroc că primăria are angajat asistent comunitar. Și asistentul comunitar face triajul la școală și... Bine, asistentul comunitar poate să spune dacă copilașul X are lindin, are păduc, dacă, are scabi, are... asistentul comunitar este un asistent care vizitează nu numai școala, orice cetățean din comuna respectivă. Și dacă are o suspiciune de
ceva în fișa postului al său, spune că trebuie să-l ia de mânuță pe respectivul cetățean și să-l ducă la cabinetul medicului de familie. Gravide, bătrâni și eu când și am o problemă... Și dacă n-are suspiciunea că de regulă pe asemenea posturi ajung cadre foarte slab pregătite de cei care n-au fost aia în stare să Direcția de Sănătate i-a angajat. Deci în bun, urma dar Direcția de Sanitate, că și aici au ieșit pe bandă rulantă asistenți medicali la... Direcția de Sanitate Publică pe bază de concurs i-a angajat. Asta nu mai putem spune că... Asta e... ca și la asistenții școlare, aceeași poveste. Asta nu mai e treaba noastră. Din moment ce scrie că este asistent, ar trebui să fie și profesionist. Ce vi s-a răspuns de fiecare dată când ați solicitat Direcției de Sănătate Publică să încheie aceste contracte? Nu ne-a răspuns nimeni, nici Direcția de Sănătate, nici școlile, nici inspectoratul școlar, nici prefectura. Am făcut, vă câțiva ani la rând am tot făcut adrese. Deci anul acesta cine a făcut triajul la dumneavoastră la Creangă? Asistentul comunitar. Bun, și acolo unde nu există asistent comunitar, cine a făcut? Nu știm. Da. Am înțeles, sunt unele primării care au făcut și în Roman sunt unii colegi, au contract de medicină școlară, câte 2 ore, 3 ore la câte o școală. Bă, acum, fiind vorba de cum? Noi, depinde... într-o școală, medicul de familie nu chiar are treabă zilnic. Într-o școală, dacă vrei să faci acea activitate, cum scrie la carte, cum scrie la lege, ai ce face, dar la noi știți cum, legea este benevolă. Și din acest motiv, fiind benevolă, de fiecare dată când vine în control Direcția de Sănătate sau Casa de Sănătate, ia legea și nu mai este benevol, ci scrie acolo cu punct și virgulă, după aia se ghidează și la urmă scrie amenda. Pentru că aia n-ai făcut, pentru că efectiv nu ai cum să lucrezi în timp de 8 ore, 16 ore. E ceva imposibil. Aș vrea să mă apropii de nemulțumirile dumneavoastră recente legate de noul contract. Nouă contract cadru, v-ați liniștit un pic după ce ați protestat la începutul anului că nu-l semnat, că nu semnați actul și în aprilie am semnat, Casa de Sănătate ne-a tăiat alea 2 zile, azi că n-am lucrat, că n-am fost la cabinet. Atunci când ați protestat. Da, azi că n-am fost la cabinet, cu toate că toți am fost la cabinet, asta e altă treabă, mai face economie Casa de Sănătate un pic. Contractul fusese publicat în Monitorul Oficial în forma care a fost și până acum. Azi că duceți-vă la muncă și îl vom modifica. Acum spunem, da, ce rost are să-l mai modificăm, că deja asta este cine publicat. Spune? Bănicioiu sau guvernul tehnocrat? Că s-a schimbat între timp vorba între ce timp miniștrii s-au schimbat de 2 ori. S-a discutat cu unul, acum s-a discutat iar cu altul. Am văzut că vineri a dat un comunicat. Cu Ichimaș acum, nu? Cu ministrul Ichimaș. Nu mai e Ichimaș. Este voi cu Voinea, ceva altfel. Un domn care este economist. Deci nici mea să nu-i mai știți, dar păi noi să-i mai știm. Că n-are o lună de zile de când este ministru. S-a făcut cerere să se intre în audiență la noul ministru al sănătății și nu s-a primit niciun răspuns. A fost vineri cei de la Colegiul Medicilor și s-a făcut solicitare și săptămâna trecută s-a făcut solicitare și să se țină cont de revendicările medicilor de familie. Vineri iar... De cine au fost primiți cei de la Colegiul Medicilor? De nou ministru. Și vineri au fost primiți de nou ministru și președintele casei. Și iar s-a promis că se vor ține cont de și se vor întâlni cu medicii de familie.
Dumneavoastră, atunci, înainte de a trage acel semnal de alarmă în care ați refuzat să semnați actul adițional, ați amenințat o serie de proteste radicale, v-au liniștit un pic și iată că s-a luat-o de la capăt. Acum, și acum luăm iară de la capăt. Când expiră acum, la 1 iulie, și actul adițional și vom vedea. Veți vedea ce se poate face la, la 1 iulie, când au mai rămas. Păi singurul lucru care se poate face este să crească finanțarea și să modifice contractul cadru. Noi ne-am dus cu propuneri de contract cadru în care să fie acceptabil de ambele părți. În contractul actual, la medicul de familie este trecut ca și sancțiuni un număr de 92 de sancțiuni și drepturi niciunul. Avem dreptul să ne luăm banii pe serviciile prestate la prețul stabilit de Casa de Sănătate, adică 10 lei pe consultație. Adică și, vrei, nu vrei, Braghigoare, negociabil. Nu-i negociabil. Și nu avem voie să luăm niciun ban, nicio taxare, niciun plată, nici nimic. Deci s-a scos coplata că erau fel de fel de taxe, de 50, de eliberarea de verințe. Alea sunt, alea sunt, că pentru că nu sunt trecute în contractul cadru. Nu sunt trecute. Dar ca care ar fi trebuit să fie serviciile pentru care dumneavoastră doreați? Consultația. Consultația este 10 lei, iar un tuns este 30 de lei. Asta este valoarea în România a medicului. Și se întreabă de ce pleacă medic. În județul Neamț, la ultima contractare, era... 10 lei înseamnă 100 de mii vechi și 30 de lei un tunț înseamnă 300 de mii lei vechi. Da, asta este ierarhizarea profesiilor în România. La ultima contractare, în județul Neamț, era un deficit de 54 de medici de familie. În aceste condiții foarte mulți medici pleacă și vor rămâne zone... Cât ați spus, 54 era lipsă. Vor pleca foarte mulți medici. Sunt județe unde sunt și mai multe posturi goale. În general, cei câțiva medici care vin prin orașe și sau se angajează la lanțurile de... La clinicile. La clinicile acestea unde, farmaceutice, dar din păcate sau de astea de clinici, furnizare a serviciilor medicale, policlinici. Se cam strânge la sus aici. Și aceste policlinici cam au o problemă. Proprietarul, pentru că sunt clinici private, are interesul, plătește un medic de familie, dar singurul scop pentru care angajează un medic de familie este să dea bilete de trimitere, de analize și de consultații la alte specialități în număr cât de mare, astfel încât să aibă profit. Pentru că banii pentru cabinetul de medicină de familie este foarte puțin și el îi convine să-i plătească un salar de 15 plata cu ora sau cu colaborare. Colaborare. Nu, în general îi angajează cu contract de muncă cu o plată de 1500 de lei și plată parțială la serviciu. Atât îi dă. Salarul minim pe economie. Nu îi dă mai mult. Am văzut mulți colegi, au plecat. Alții au încercat să-și deschidă cabinete. Și mă spune, unii au spus decât să am 1000 de asigurați la care nu fac față cu cheltuielile. Acum, cu noua grilă a salarizării, un salariu de asistent ajunge mult mai mult și ne pleacă asistentele în spital, pentru că în spital salariile s-au mărit.
Și au fel de fel de sporuri. Și au fel de fel de sporuri. Ori un cabinet de medicină de familie nu poate să dea unei asistente 2800 de lei cât îi un salar minim pe grila asta nouă. Ne-ar trebui, mai pui la cheltuielile cu salarul, mai pui impozitele. Da, întreținerea cabinetului care te ajunge la 4600-5000 de lei pe lună. Cam nu iei venit la factura de la casă cât să ai așa, să acoperi toate aceste cheltuieli. Da, dar mă gândeam la un lucru. Deci eu săptămâna aceasta am tot avut treabă la stomatologie. Iată că am constatat acolo că din cabinetul de stomatologie, și mi-a să-mi puteți spune foarte, foarte bine, lipsește asistentul medical, care era util și acolo, că îi pregătea doctorului o siringă, o extracție, dar materialele pentru... Dar nu e obligatoriu, pentru că majoritatea doctorilor și pe vremea lui Ceaușescu au lucrat fără asistent medical. De mult timp nu există ca și specialitate, specialitatea de asistent medical de stomatologie, erau asistenți medical generaliști. Și doctorul își rezolvă singur problema. Dar n-ați putea și noi să vă lipsiți de... Nu, pentru că la noi scrie în contract, se reziliază contractul automat dacă nu ai angajat cel puțin un asistent medical. Dar își găsește el locul sau dumneavoastră m-ați dispensa? Nu te poți dispensa pentru că este foarte multă activitate într-un cabinet de familie. Sunt tratamente de efectuat, este foarte multă scriptografie, multe hârțoage, e multă, multă muncă. Mă uit, la mine și eu și asistenta în cele 8 ore nu stăm deloc. E... Dumneavoastră mi spuneați că iată, medicina de familie ar fi cenușăreasa sistemului, dar mie între timp mi-a mai venit în minte un domeniu al medicinii care tot așa e undeva jos de tot la coada medicinii, dispensarele de întreprindere. Nu. Dispensare de întreprindere nu mai există cu titulatura așa cum știam noi pe vremuri. Fiecare angajator este obligat să aibă contract cu un medic de întreprindere. Acum sunt foarte mulți medici de întreprindere, dacă pe vremuri la noi era numai doctorul Țipordei, acum sunt mai mulți medici de întreprindere pentru că mulți medici de familie au făcut ca și a doua specialitate medicină de întreprindere. Și prin contract de colaborare încheiat cu un angajator acordă servicii de medicină de întreprindere, acele consultații anuale a fiecărui angajat. Și pe cine îi plătește medicii de întreprindere, cine de societatea comercială respectivă? Patronul respectiv, da. Pentru că dacă o întreprindere nu are medic de angajat sau colaborator, ITM-ul întreabă de sănătate. Crează Dumnezeu, un accident de muncă, de un... ITM-ul când vine și verifică acele fișe medicale... Bun, și cam câte? De exemplu, la România nici măcar nu știu dacă Mital Stilul mai are medic de familie, dar apoi celelalte... Are, trebuie să aibă medic. Au acolo cabinet. Deci, având foarte mulți angajați, au obligația, s-ar putea să aibă doi medici de întreprindere acolo. Și croitoriile astea mici care sunt pe aici, toate au un medic de întreprindere. Prin colaborare, nu? Da, contracte de colaborare, pentru că dimineața ai medic de familie, iar după amiaza se duce la întreprindere. Doamna doctor, ne întoarcem cu discuția la vechea dumneavoastră durere, poate și cea mai mare, cartul de sănătate. Într-o știre pe care am făcut-o săptămâna aceasta, îmi mărturiseați la telefon. De fapt, eu v-am sunat să vă întreb, că am aflat de la mine la farmacie, unde am stat
atenție, sâmbătă am stat, să, nu sâmbătă, iar duminică, am stat să iau rețeta, cred că 3 sferturi de oră. Da. Așa de bine a mers cardul de sănătate. Așa merge. Și nu poți să spui că nu merge, pentru că încerci odată de 2 ore. Odată îți răspunde după 5 minute, odată după 10 minute, odată după o oră. Dacă sesizăm casa, ne spune că să lucrăm offline, când lucrăm offline, deci adică noi să lucrăm chiar dacă... În orb, cum ar veni. Așa, în orb, că rămâne amprenta. Dar dacă el nu vede cardul, ce amprentă să rămână? Rămâne amprenta lui pește, că altă amprentă... Discutam cu dumneavoastră, cred că anul trecut, și îmi spuneați că pentru implementarea acestui atât de contestat proiect de informatizare a medicinii, de introducerea cardului de sănătate, au trebuit 6 ani și un tun financiar și un car de bani. Eu azi am găsit... Ați găsit în ziare ceva? Am găsit că într-adevăr această implementare a cardului s-a făcut cu asociere de 2 firme, un SRL, atenție, un SRL pentru nici măcar un ESA, o societate de acțiuni din România. Și au fost și bani europeni SRL, acolo băgat. Da, și un SRL din străinătate. S-a făcut pe achiziție publică derulată de Compania Națională, Imprimeria Națională, în 2011. Fost... Atenție, suntem în 2016. Exact. Alea au fost cu imprimeria numai cartoanele. Da. Dar cât ne-a spus dumneavoastră atunci? A spus 65 de milioane? DNA-ul a găsit vreo 600 de milioane. Nu, am găsit azi la contract. Deci cardul, implementarea cardului a început prin legislație, prin 2003. În 2007 s-a făcut ceva licitație, Howard Packard și cu Siveco, ceva combinație. Multe. Iată, v-aș ruga pe dumneavoastră că să-mi citiți, aceasta este cifra pe care am extras-o eu astăzi de pe internet, că a fost valoarea implementării proiectului acesta care merge atât de... Citiți dumneavoastră. 87 cifra. De milioane, dar a fost mult mai mult. Că dacă DNA-ul a spus că 600 de milioane de euro au găsit ei cobind în hârțoagele lor acolo atâtea de încălcite și vă dați seama că cercetează de vă câțiva ani. De fapt, haideți să lămurim ce este cu acest card. Acest card electronic s-a acest pus card a fi implementat pentru... A dovedi că pacientul este în cabinetul medicului. Atât... Este asigurat sau nu? Nu, îți arată, îți arată, dar nu prea are relevanță ce are, pentru că mie mi-arată că este asigurat, că este cu handicap și după 2 ani vine curtea de conturi și îmi spune nu era cu handicap, ia dă banii înapoi. Și mi-a banii pe rețetă, banii pe consultație. Bun. Aici altă măgărie a sistemului imputarea deci, rețetelor. Știu că ați plătit recent. Și acum am, iar mi-a venit o decizie că îmi impută nu știu ce rețete pentru o pacientă, o pensionară cu pensie de 400, i-am dat rețetă compensată cu 90% pentru că are pensia mai mică și spune în urma controlului curții de conturi s-a găsit că cetățeanul respectiv avea și alte venituri. Întreb bătrâna și a zis că i-a făcut acte pe casă la băiat. Deci el dacă ca alt venit își străinează dacă o trecut dacă fiscul ci că i-ar fi luat impozit și la fisc apare că ai venit sau bătrâna pe vremea după Revoluție s-au dat acele cupoane și are acțiuni nu știu unde așa, da, dar undeva în documentele fiscului este că i-a luat impozit 0,0 bani acolo și are realizat un venit de 2 lei. El realizează și alte venituri, că așa e trecut în lege. Dacă realizează și alte venituri, nu ai dreptul. Și noi facem pe polițistul, pe
cetățeanul de la fisc, pe toată lumea, ca să vedem dacă are sau nu are. Și chiar dacă noi, după urma cercetării, aflăm că el nu are niciun venit, după 2 ani sau 3 ani vine cu curtea de conturi la Casa de Sănătate și spune, ba nu, avea. Și plătește doctorul rețetei. Mi-a spus că așa, este așa ca în Don Quixote, vă luptați cu morile de vânt. Eu v-am întrebat de ce nu-i dați în judecată. Și pe cine să dăm în judecată? S-au început proces? Așa, pentru că sau, cine a implementat? Ce-i ratunul ăsta? Banii care i-o dat, e treaba lor. Nu-i treaba noastră, tuturor, că i-a dat, nu vă gândiți că i-a dat din bugetul de stat, i-a dat din tot din bugetul nostru. Da, da, și toți banii ăștia care sunt date pe licitațiile de la spitale, unde o pâine la care o cumpără spitalul costă 10 lei, cu toate că ea în piață costă 1 leu. Sau o seringă care la spital costă 20 de lei, la orice farmacie costă 1 leu și 20 de bani. Deci cam așa se cheltuiesc banii în sistemul sanitar românesc. Deci asta, cum vă explicați că orice director după un an de zile de stat la conducerea unui spital își face vilă, mașină și piscină și eu știu excursii în toată lumea cu salariu de bugetar? Eu, bine, aici se poate spune că medicii fac gărzi peste gărzi, mai ales oricâte gărzi ar face doamna Ordeanu, din salar de bugetar nu poți să faci flotila de mașini care e în curtea unui spital. Nici dacă le mulțim. Apropo de medicina de familie și de medicina din spitale și asta, ați văzut că sistemul de sănătate publică a fost puternic zguduit de acest scandal cu Hexifarma. Cum a fost afectat sistemul de medicină privată? Pentru că și dumneavoastră avem nevoie de biocide, dar la noi nu se pune problema chiar atât de grav, pentru că noi avem pavimente, dar într-un spital există bloc operator. Unde e mult mai... De unde ați procurat biocidele? De la o firmă specializată în distribuția de biocide, dar chiar m-am uitat, nu erau, erau produs în Germania, deci importate direct din Germania. Dar și astea tot din Germania erau, dacă le botezau ei cu apă chioară. Nu scriau pe ele Hexifarma, scria altceva. Chiar m-am uitat după ele. Nu, dar eu am înțeles aici, discutând cu mai mulți medici din spital, că măgăria a fost mult mai mare și ceea ce spunea dumneavoastră, corupția aceasta din sistem, că au existat de la nivelul Direcției de Sănătate Publică chiar la neamț presiune asupra medicilor din ambulatoriu ca să facă contract cu această Hexifarma. Deși până la urmă s-a dovedit că nu e Hexifarma, este ce producătorul. Știți cum, la noi toată ziua vine Direcția de Sănătate și ne întreabă, ai biocide, ai de aia, ai de aia. La spital, nu știu, se duc și acolo, mă gândesc, întreabă, dar spitalul are epidemiolog care trebuie la orice internare. Eu așa am învățat la școală. Orice pacient care se internează într-un spital, îi se recoltează și se face culturi să vadă dacă are un microb în gât, în nas, în urechi, în urină și scaun. Să vadă cu ce microbi intră în unitatea sanitară. Și cu ce iese? Că atenție, ajungem la infecțiile nozocomiale. Păi așa se poate verifica dacă infecția nozocomială e din cauză. Și atunci dacă făceau chestia asta la internare și la externare și vedeau că la externare iese copiii oceanic, atunci știa și atunci doamna doctor epidemiolog se ducea și recolta și făcea culturi de pe mese, de pe scaun, de pe saloane, de peste tot. Culturi s-au făcut, de exemplu, la Roman au ieșit toate pozitive, au ieșit toate bune. Și atunci, chiar în condițiile în care ei aveau, cred că mai bine de 60% din produse de la Hexifarma. A fost un noroc? Am înțeles că ei nu au de la Hexifarma, au de la altă firmă. Ba da, au avut de la Hexifarma 70% și 30%. Și atunci trebuia ca doamna doctor epidemiolog să-și pună problema dacă facem
igienizare cum trebuie, sterilizare cum trebuie, de unde e pioceanicul, trebuie căutat și săpat până când îl găsești. Din pacienții care vi se întorc din spitale, cam cât la sută vă vin cu aceste infecții nozocomiale? Nu, n-aș putea să vă spun, pentru că vă dați seama. Eu când am învățat acum 40 de ani, îmi spunea așa, la pediatrie, să trimiteți cât mai puțin copii în spital, pentru că îl trimiți cu o faringită și îți vine cu mai multe. Deci de pe vremea... Acum nu știu... Și chestia asta cu ideea care a apărut mai nou legat că toate spitalele construite pe vremea lui Ceaușescu ar fi dărâmate, mi se pare o inerție. Nu, adică în general, în general se spune un spital după 40 de ani trebuie dezafectat până la cărămidă și s-ar putea și dincolo de cărămidă, pentru că microbii aceia nu pot fi... Bun, și în România așa ceva avem spitale din secolul XIX. Da, eu am văzut în Germania, unde lucrează băiatul, au... Tot în domeniul sanitar? Da, este medic, au evacuat spitalul, au făcut clădire nouă și pe asta au dărâmat-o și după ce au dărâmat au construit aripă nouă acolo. Bun, da. Dar e Germania. La noi nu ne putem permite ca după nici 4... Nici măcar să vă schimbăm după 10 ani cum se după spune? 4... Pavimentul sau faianța. N-ați văzut? La Suceava au fost un pod care au avut garanție de la austrieci 100 de ani. Când s-au împlinit 100 de ani, au venit austriacul și au predat podul. Deci după 100 de ani. Și trebuia dărâmat și făcut altul. Românul, dar n-am bani să fac altul, așa că și-au plecat austriacul și au zis că noi am venit, s-a terminat contractul după 100 de ani, acum dacă vrei să facem altul, noi îl dărâmăm pe ăsta și facem altul, așa și cu spitalele. Dar noi, la nivelul nostru economic, nu ne putem permite așa ceva. Bun, și atunci ce ne putem noi permite ca să sănătoșim bolnavi? Ajungem la politicieni. Deci totul depinde de politicieni. De politicieni, dar ați văzut că în România, cu schimbarea, câți miniștri ați spus că am și uitat? 35 de miniștri în 25 de ani. 35 de miniștri în 25 de ani n-au fost în stare nici unul măcar să facă niște politici de sănătate publică, da, menite să însănătoșească cadavrul ăsta de care vorbiți dumneavoastră, sistemul sanitar. Și nu are o previziune. Sau cheltuie bani pentru studii făcute cu instituții europene de prestigiu, în care li s-a spus ce trebuie făcut, ce trebuie reparat, cum trebuie făcut. Acele studii stau în sertarele Ministerului Sănătății. Nimeni nu le-a luat în considerare, nu mai s-au plătit. Foarte mulți din medici, doamnă doctor, se plâng că există forțe oculte cumva din străinătate care au fost plătite să dărâme spitalul românesc. Asta credeți în ipoteza asta? Nu cred așa ceva. În România suntem învățați să furăm și s-a furat atât de mult încât nu mai are ce fura. Și acum se încearcă să se fure și mai mult. Și din ce a rămas? Medicul, ca și preotul într-o societate și undeva și învățătorul, erau icoanele comunității locale. Da, dar... Cine și-ar fi închipuit vreodată cu un medic aflat în fruntea unei societăți de acestea, cum e Sifarma, că era medic acest... S-ar putea preta la o asemenea hoție care să omoare vieții omenești. Tot în câlceli politice, pentru că mă gândesc că da, bine acolo și n-ați văzut și mulți plus servicii de secrete acuzate, cum că ar care, fi... cum, dar e o încălceală cu politicul, cum să facem, cum să dregem, și totuși, cum să ne... medicii se simt, medicii din spitale cu care am discutat, cei din colegiul medicilor, se simt extraordinar de vânați, da, acum, pentru că fiecare medic a depus jurământul lui Hipocrate. Da, nu suntem lăsați să ne facem meseria.
Nici măcar în spital? Nici în spital, nicăieri. Pentru că nu ai ce trebuie, nu ai dotare, nu ai aparatură, nu ai medicație, nu ai condiții, nu poți consulta stând mereu și gândindu-te că nu știu ce se întâmplă. Trebuie să închizi cabinetul că da, nu mai ai da. Cu ce plătea deci asistenta. Trebuie să poți să fii cu gândurile tale, cu ce ai învățat, ca să poți să aplici ceea ce ai învățat. Trebuie să fii lăsat liber. De asta profesia de medic este una liberală. Una liberală, independent tu și conștiința ta. Bun, ce conștiință mai poți avea, doamna doctor? Când dumneavoastră îmi spuneați că săptămâna trecută v-ați chinuit cu chiu cu vai, ați reușit după un ceas să activați un card, să dați o consultație în condițiile în care ne-ați trebuia să faceți 20 în ziua respectivă. Și sunt plătită pentru cele 6. Atât. Și atunci, la sfârșit de lună, când trag linia și scriu factura, văd că am dincoace de la plată mult mai multe facturi. Bun, ce ai de făcut? Și ce ați mai că dumneavoastră o dețineți în județul Neamț, o funcție extrem de importantă, deci, ar trebui, președinte al patronatului ar trebui ca politicul să țină cont și de părerile profesioniștilor. Nu numai în domeniul sanitar, peste tot. Bun, și dacă nu țin, cum vedeți, ce veți face? Singura, când întoarcem la protestul dumneavoastră de anunță, ce se întâmplă dacă nu semnați actul adițional? Dacă nu semnăm actul când adițional, ei se bazează pe faptul că medicul de familie, singura lui sursă de venit este contractul cu casa de sănătate. Și se bazează pe faptul că spune, nu lucrez, nu-ți dau bani. Și să stai o lună, două, fără niciun ban. Sunt colegi care sunt amândoi soți medici de familie. Vă dați seama ce se întâmplă? Doamna doctor, vreau să vă zic că nu mai am niciun și ei se bazează de credință nici că veți rezolva acest lucru. Păi și vă spun că ca și acolo, ca și în învățământ, ca și peste tot, au reușit atât să vă divizeze. Țineți minte că eu păi am da. Sunat atunci când a fost cu protestul acela, când ați acordat două zile, da. Poate n-ați acordat. Ați făcut un soi de șomaj. Deși pacienții le-ați văzut, numai nu le-ați eliberat rețetei. Habar n-aveau jumătate din medici care am zis, da, aveau de altă treabă, pentru că nici nu suntem uniți, dar și faptul că ne divizează. De exemplu, la medicii de spital a mărit 25% cu 25% în anul trecut și acum le-a promis iar 25%, asta înseamnă 50%. În România sunt considerați medici numai 30% din medici. Cei care sunt angajați în spital. Restul zis că nu sunt medici. Dar ce sunt? Nu știu. Deci, bun, Ministerul de Finanțe concret, și Guvernul României au spus că veniturile vor fi majorate numai la medicii de spital. Restul să se descurce. Ce veți face concret? Concret nu știm ce vom face. Concret, ceea ce putem promite și să învățăm pe colegii tineri să plece unde văd cu ochii. Bun, și în țara asta totuși trebuie să mai rămân măcar picior de medic. Ultimul stânge lumina. Nu ați văzut un copil de la Curtea de Argeș l-a trimis, a fost internat pentru o apendicită acută, nu a avut cine să-l opereze, l-a trimis la Pitești, nu a avut... Lipsa medici anestezici. Așa, și a ajuns la Grigore Alexandrescu. Și în multe județe și în multe specialități sunt lipsă medici. Asta este politica Guvernului României. Sau lipsa de politici sociale. Da. Când vă întruniți colegiul medicilor și dumneavoastră medicii de familie, pentru că ați mai fost odată la București, să vedeți ce măsuri, pentru că eu mă îndoiesc că guvernul tehnocrat își va mai asuma răspunderea să ia în seamă faptul că dumneavoastră nu veți semna contractul. Ei, și dacă nu-l semnați, ce și faceți? Dacă nu-l semnăm, spune, ei, și ce? De-abia nu le plătim o lună de zile bani și facem o economie. Asta este gândirea. Bun, și totuși atunci dumneavoastră de ce mai amenințați cu forma asta de protest?
poate vor înțelege, că nu se poate. Dacă n-au înțeles, doamna doctor, de 25 de ani. Acum au spus că bugetul este previzionat de anul trecut, da? De celălalt guvern de și ei nu își asumă răspunderea să-l schimbe. Cât le-a mai rămas până... Da. Acum. Înseamnă nici, că... nici nu știm despre... Vă predați înainte de a... Nu ne predăm, dar știi, te apucă și așa o deznădejde și așteptăm să ieșim la pensie cei care suntem mai bătrâni și ceilalți să plece unde văd cu ochii. Ultima mea întrebare, lipsa vaccinurilor, mai ales a celui hexavalent Acum au lipsit 3 luni de zile, n-a fost niciun vaccin. Acum am primit telefon că putem merge să ridicăm vaccin săptămâna viitoare, ne dă 70% din necesar. Pentru și că 30% ce se întâmplă? Reprogramăm, recuperăm cei din urmă care sunt mai rămași mai mult în urmă și facem o prioritizare astfel încât să reușim să-i vaccinăm pe toți. Deci, în momentul când lipsește vaccin, când vine, recuperăm. Întâi recuperăm restanțierii, facem pe cei la zi până când se ajunge la... Sincope din astea au fost mai mult timp, dar așa mult 3 luni nu. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sper să fie atins toate problemele, că nu ne-am văzut de ceva vreme, dar ne-am mai auzit la telefon și am ținut tot timpul aproape. Cum încheiați emisiunea? Cu un mesaj optimist? Un mesaj optimist, dar știți cum? Cam greu. Cam greu optimismul ăsta. Așteptăm să vedem ce va face guvernul României? Ce politici vor face? Ce previziuni vor face pentru sistemul de sănătate? Guvernul tehnocrat sau guvernul nu contează, politic care se instalează în toamnă? Nu contează. Guvernul României, care este în funcție, pentru că ministrul sănătății, indiferent că e tehnocrat, că nu e tehnocrat... Care, al cărui nimeni și măcar nu să nu-l știu, dar eu ca jurnalist, să nu mai știu. Da. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am depănat în fața microfonului acesta și am deșertat sacul cu dumneavoastră de necazuri în măsura vom vedea în care, da, se vor rezolva. Vom putea. Noi vă urăm succes pentru vorba de sănătatea dumneavoastră și poate puneți și dumneavoastră mâna să resuscitați acest cadavru al sănătății noi publice. Noi încercăm și transmitem tot felul de propuneri și metode de a resuscita acest sistem. Dar problema este să fim luați în seamă. Acele propuneri să fie luate în seamă. Și nu numai noi, și ceilalți medici, deci din celelalte eșaloane, transmit regulat către Ministerul Sănătății, către Casa de Sănătate. Nici nu v-am mai întrebat dacă au mai rămas carduri de sănătate nedistribuite. Nu știu, la casă întrebați, nu știu. Deci nu mai știți nici de chestia asta. Oricum, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici, Roman 24. Dumneavoastră, stimați respectatori, o zi bună. La revedere!